Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Vreau să vă urez în primul rând la mulți ani și sper să aveți un 2021 mult mai bun și mult mai liniștit decât 2020 și vreau să vă mulțumesc din suflet dacă sunteți deja abonați la canalul de YouTube sau dacă deja am citit blogul. Iar pentru cei care sunt pentru prima oară pe acest canal, Vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții. Aici documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende. Acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Astăzi discutăm despre actualizarea lunară pentru luna decembrie, practic ultima actualizare din 2020. Un an absolut nebun și sunt convins că nimeni n-ar fi prezis la începutul anului că vom avea parte de o pandemie, dar pentru mine sincer a fost probabil unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun an pe foarte multe planuri și sper că 2021 va fi cel puțin la fel de bun ca și 2020. În luna decembrie am continuat să-mi reconstruiesc fondul de urgență și am terminat acest proces, astfel că am reușit să pun la treabă doar 600 de dolari, evident cu ghilmelele de rigoare. Acestea sunt companiile pe care le-am achiziționat. Nu voi mai intra în detalii pentru că am deja un clip mai vechi în care am povestit despre ele. Iar vestea bună este că din ianuarie plănuiesc să revin la tranșa obișnuită de 1000 de dolari investiți în ar. Achizițiile de mai sus au adus un plus de aproximativ 22 de dolari la dividendele mele anuale nete și luna decembrie a fost una cu totul și cu totul specială și a fost într-adevăr luna cadourilor deoarece am reușit să încasez o sumă record, pe anume aproape 61 de dolari de la 36 de companii. Asta evident și datorită faptului că am primit uh, 3 dividende speciale și anume cei de la Item Vance au acordat un dividend de 4,25 de dolari pe acțiune, dețineam 3 acțiuni, deci un total de 12,75 de dolari. Ceva ce am uitat să menționez la clipul cu riscurile și cu managementul riscului și chiar mi-a părut rău de acest lucru la, la acel moment este faptul că Item Vance va fi achiziționată de Morgan Stanley, ticker MS și va fi delistată de la bursa undeva în trimestrul 2 din 2021. Sunt trist, dar nu am ce face și evenimente de genul acesta și achiziții uh, se vor mai întâmpla și de aceea trebuie să diversific. Fiecare acționar Item va primi 28,25 de dolari și 0,5833 acțiuni Morgan Stanley pentru fiecare acțiune Item Vans deținută. Poate că deja vă întrebați uh, de ce sunt trist, mai ales când voi primi niște bani și niște acțiuni Morgan Stanley la schimb. Ei bine, sunt trist pentru că am pierdut o sursă de venit, Eat&Vans era o companie extrem de solidă, plănuia să mai investesc în ei, iar acum aceste planuri sunt date peste cap și trebuie să găsesc alte companii cel puțin la fel de solide și în general un eveniment de genul acesta este foarte trist pentru mine pentru că îmi pierd o sursă de venit. Nu știu sincer ce voi face cu aceste noi acțiuni la Born Stanley. Acestea nu erau neapărat în vizorul meu, nu era neapărat o companie în care îmi doream să investesc, dar voi lua cel mai probabil o decizie undeva la jumătatea lui 2021 sau poate câteva săptămâni mai târziu, dar ca de obicei vă voi ține la curent ce vă voi informa pe măsură ce va trece timpul. Cel de-al doilea dividend special a fost oferit de cei de la MSC Industrial Direct, ticker MSM. Este al doilea dividend special pentru că ei au mai avut unul în februarie 2020, iar cel de acum a fost în valoare de 3,5 dolari pe acțiune, iar eu dețineam 4 acțiuni, deci un total de 14 dolari. Cei de la MSM au avut, sincer, un an incredibil. Au avut o grămadă de cash flow, și au tot dat înapoi acționarilor. Sp Sincer sper să o țină cât mai mult așa și să acorde cât mai multe dividende speciale de acest gen pe viitor. Iar celălalt treilea dividend special a de la Fastenal, ticker FAST. Au anunțat și ei un dividend de 0,40 dolari pe acțiune și dețin două acțiuni, deci am primit în total 0,80 de dolari. Știu că nu este mult, dar să fie primit, Doamne ajută, sunt în total aproape 30 de dolari primiți din, din aceste dividende speciale și nu pot decât să mă, să mă bucur. Au mai fost și alte companii care au mai acordat dividende speciale dacă nu mă cred că și Casco au mai dat uh, posibil și Walmart uh, nu le uh, rețin exact pentru că nu le am în portofoliu așa că nu uh, m-au interesat în mod deosebit, dar au fost destul de multe companii care au acordat dividende speciale în decembrie. Uh, o explicație cred eu s-ar putea evident să nu fie 100% corectă, dar una din explicații cred că ar fi și faptul că ele au avut o grămadă de cash disponibil și au fost foarte prudenți în prima parte a anului și cumva acum au văzut cam cum a decurs 2020, faptul că avem deja câteva vaccinuri și așa mai departe și faptul că lucrurile vor intra la un moment dat pe un făgaș normal și cumva poate unele măsuri au fost mult prea drastice și de aceea au decis să dea o parte din acest cash înapoi acționarilor sub forma acestor dividende speciale. În comparație cu decembrie 2019, dividendele au crescut cu aproape 1100%. Da, știu, iarăși este un procent foarte mare. Bineînțeles, discutăm de sume mici, de aceea avem aceste procente mari. Am crescut de la 5,14 dolari la aproape 61 de dolari. Vom mai avea câteva luni în care procentele vor fi mari, dar undeva de prin martie-aprilie mă aștept ca acestea să fie din ce în ce mai mici. Graficul arată în felul următor. Decembrie 2020 este, iată, o lună absolut incredibilă. Dacă ne uităm și, și pe trend, este o lună care iese din tipare și, iarăși, nu pot decât să mă bucur de aceste dividende speciale pe care le-am primit în luna cadourilor. Haideți să vedem și ce dividende au fost crescute în luna decembrie. Am avut două anemice de la reituri și anume VPC-ul și Realty Income. VPC-ul a anunțat o creștere de 0,4% a dividendului. Nimic spectaculos a crescut de la 1,042 la 1,046 dolari pe acțiune. Este a patra creștere din acest an, dar este una anemică. Se pare că reiturile sunt ceva mai prudente în această perioadă și pe bună dreptate. Inc. am anunțat o creștere de doar 0,2%, de la 0,234 dolari la 0,2345, iarăși a patra creștere și pentru ei, dar tot una anemică, nu este nicio problemă, odată ce vom reintra cât de cât în normal mă aștept ca aceste creșteri să fie din ce în ce mai însemnate. Dacă ne uităm și pe celelalte, am avut Bristol myers care a crescut cu aproape 9% dividendul, de la 0,45% la 0,49%, am 5 acțiuni în portofoliu, cei de la Seik au anunțat și ei o creștere de 5,7% a dividendului, o mică particularitate aici este că cei de la Seik plătesc de doar două ori pe an dividendul, spre deosebire de toate celelalte companii care plătesc trimestrial. Iar ultima companie care a anunțat o creștere în decembrie este Amgen sau Amgen, sigur pronunț greșit. Cei de la Amgen au anunțat o creștere de 10% a dividendului de la 1,60 la 1,76. Din păcate dețin doar o singură acțiune pentru că am cumpărat Amgen-ul de curând, dar este cu siguranță o companie pe care o monitorizez în continuare și care îmi place foarte, foarte mult. În decembrie am avut din păcate și o confirmare de uh, dividend înghețat și anume cei de la Omnicom, uh, Ticker OMC, nu și-au mai crescut dividendul în acest an și are, această companie are deja 2 ani consecutivi în care a oferit același dividend, așadar recordul lor de 10 ani s-a dus pe apa sâmbetei. Ca o regulă generală pentru cei care poate au uitat principiile după care mă ghidez, nu mai aloc bani companiilor care își îngheasă dividendul, dar păstrez acțiunile în portofoliu, nu le vând și dacă reau creșterile de dividend pe viitor, voi reanaliza situația și poate voi reinvesti sau poate voi investi bani noi în aceste companii. În total am primit din toate aceste creșteri 1,54 de dolari, o sumă pentru care nu a trebuit să fac absolut nimic și pentru care ar fi trebuit să investesc cam 35-40 de dolari dacă aș fi vrut să o obțin. Aceasta este una din uh, părțile frumoase ale acestei strategii: faptul că primești dividende din ce în ce mai mari, iar dacă le reinvestești înapoi în uh, companiile care le-au oferit, uh, practic oferi un boost incredibil și. După câțiva ani de zile deja dobând acopul să începe să-și pună cuvântul. Valoarea portofoliului a crescut cu aproximativ 1000 de dolari față de noiembrie. Gravitează undeva în jur valorii de 15.300, 15.350, ceva de genul acesta. Nicio creștere prea spectaculoasă, dar dacă ne uităm, de exemplu, la iunie 2019 când am început, mai 2019, scuze, vedem că trendul este și aici unul ascendent. Avem și primele aproximativ 1000 de persoane, dacă nu mă înșel, care au fost vaccinate deja în România. Am început cumva să mergem pe acest drum al revenirii la normal. Va mai dura evident, după părerea mea, desigur, câteva luni bune, zic eu, până vom vedea efectele pe scară largă, dar sunt totuși destule motive de optimism și sunt ferm convins că peste un an, peste doi ani, peste 3 ani vom fi într-o poziție mai bună decât în cea în care suntem acum. În orice caz, ca o regulă generală, n-aș putea să dau doi bani pe evenimentele mondiale. Nu mă interesează dacă vine sfârșitul lumii, nu mă interesează dacă începe să plouă cu unicorni. Eu tot ce vreau este să investez constant, disciplinat, luna de lună, pentru că așa un investitor obișnuit are cele mai mari șanse să reușească. Haideți să ne uităm și pe portofoliu. Am avut uh, o lună decembrie și un an, uh, 2020, uh, incredibile. Deja avem, de exemplu, companii care au aproape 150% și nuanțele de roșu sunt din ce în ce mai puține. Evident, nu mă interesează acest lucru, nu mă interesează capitalizarea sau acest profit pe hârtie. Singura celulă care mă interesează, cum vă spun de obicei, este aceasta, a dividendelor nete. Suntem aproape de 480 de dolari, sunt foarte aproape de acest obiectiv de 50 de dolari pe lună și abia aștept să îl bifez și pe acesta. Nu mă interesează să dau lovitura, eu nu investesc pentru a transforma 100 de lei într-un milion. Ne vrea să investească pentru așa ceva, într-un fel se minte singur, pentru că este aproape imposibil să faci așa pe bursă. Bursa nu este locul în care cumperi un bilet la loterie și dai lovitura uh, și nu ar trebui să o ca pe un aparat de păcănele. Bursa este însă locul care îți scoate, crește bunăstarea într-un mod incredibil dacă nu uh, faci tot felul de prostii și dacă nu faci market timing, trading și așa mai departe. Voi mai avea un clip în care vom vorbi despre ce s-a întâmplat în 2020 și ne vom uita la dividendele pe care le-am primit la evenimentele cele mai importante ale anului și așa mai departe, și vom trece totul în revistă, dar până atunci cam aceasta a fost actualizarea pentru decembrie, ultima din acest an. Nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. La mulți ani și aveți grijă de voi, pe data viitoare!